Bun, salutare tuturor și astăzi sunt la un nou episod pe acest canal, astăzi vă face un video despre cum să-ți începi cariera ta pe YouTube, practic. Câteva sfaturi, cum scriezi un cont, ce vrei să alegi să faci pe platforma aceasta numită YouTube și așa mai departe. Așa că, haide să-i dăm drumul. Păi, pentru început trebuie să scriezi un cont. Un cont se creează foarte simplu. Doar intri pe www.youtube.com, dai în colț la poza cu guest și dai sign up. Practic, după care va trebui să urmărești pașii de pe ecran, să-ți introduci detaliile tale, e-mail, parolă, adresă și alte lucruri care ți le va cere platforma. După care, trebuie să stai așa puțin să te gândești, bă, eu mă apuc să fac YouTube, mă apuc să postez videoclipuri, doar că nu ai de unde să știi ce vrei să faci pe această platformă. Trebuie să te gândești înainte ce vrei să faci. Trebuie să plec în 2019 ca să poți să faci content pe YouTube, trebuie să faci ceva care să prindă sau ceva care să fie nou. Să faci ceva nou sau care să prindă destul de complicat, pentru că multe lucruri sunt copiate, furate sau aduse din afară la noi, în practic pe YouTube românesc, doar și doar traduse într-un fel gen. La modul că acum 3 ani era pe YouTube asta, faza cu fidget spinnerele prin 2016 și după aia prin 2017 și la noi în România a apărut toată lumea, gata, mi-am tras fidget spinner, mi-am cumpărat fidget spinner, mi-am căcat fidget spinner, știi? Deci trebuie să fii original ca să prinzi rapid și să faci ceva care crezi tu că ar prinde. Bine, crezi tu că ar prinde, practic poți să postezi primele 2-3 episoade și să vezi cât de bine prind și dacă vezi tu că chiar nu prinde și dacă nu reușești să crești cu ele, practic poți să schimbi, să faci altceva, dar recomandat e în primul rând să faci ceea ce îți place. Dacă faci ceea ce îți place, e foarte bine, pentru că așa practic se vede că ai dedicație în ceea ce faci, faci lucrul ăsta cu pasiune și nu o faci pentru bani sau pentru vizualizări sau like-uri sau alte chestii sau pentru faimă, știi? Asta e cel mai important pe YouTube, nu trebuie să faci lucrurile pentru faimă. Chiar dacă tu îți dorești să faci un ban din treaba asta și să faci bani de pe YouTube, nu trebuie să arăți că faci treaba asta pentru bani, trebuie să faci din plăcere și să lași banii să vină de la sine. Sau... Uite, eu fac YouTube aproape de 10 ani sau 11, aproape 11 ani, să zic așa, și n-am scos absolut niciun ban din YouTube. Fac treaba asta doar pentru că îmi place, pur și simplu. Bine, eu visez să fac bani din YouTube, nu zic nu. Doar că trebuie să ai puțin și noroc și să prinzi la public, să ai carisma aia care să te ajute pe tine. Și calitate. Nu pot să spun neapărat că dacă ești un om foarte bun și ai o carismă ca lumea și împrinzi la public și n-ai calitate, nu poți să urci pe YouTube. Poți să urci foarte simplu pe YouTube, da? În principal, lumea dacă nu vede calitatea la tine pe videoclipuri, nu prea va mai continua să se uite la tine, știi? Pentru că nu o să-i plac. Lucrurile importante ca și calitate pe un video sunt audio și video, practic, clar, bine, și acum și ceea ce faci, cât de clar vorbești tu, cât de bine te auzi, cum comunici cu persoanele care se uită la tine și așa mai departe. Dacă faci un tutorial, cât de bine explici, cât de bine arăți ceea ce faci tu acolo în tutorial respectiv și așa mai departe. Deci, de exemplu, dacă videoclipul ăsta ar fi în 240p, iar audio-ul pe care l-auzi acum se aude extrem de blană și de bine, pentru că folosim un microfon extern ca să înregistrăm, practic lumea tot s-ar uita la video pentru că audio e foarte, foarte bun. Dar dacă audio ar fi super ca dracu și nu s-ar auzi absolut deloc, ok, și s-ar auzi mai... Nu s-ar uita absolut nimeni, vă spun eu. Bun, pasul 2. După ce te-ai gândit cam ce vrei să faci, practic asta trebuie să te, într-un fel să te reprofilezi, cam asta e ideea. Trebuie să te gândești, gen, pe YouTube sunt două mari categorii. Ai vlogging-ul și gaming-ul. Practic ele se împart în sub alte ramuri și chestii, dar practic gaming-ul și vlogging-ul. Gaming-ul poate să constă let's play-uri în care te joci jocuri și faci anumite serii, prezentări la anumite jocuri, mape să te joci lucruri făcute de abonații tăi, de subscriberii tăi, știi? Să faci live-uri în care te joci jocuri sau alte chestii, să mergi jocuri dacă ești destul de cunoscut ca să le testezi și să le arăți oamenilor tăi care se uită la tine, din subscriberilor tăi, să le arăți viewerilor tăi jocul respectiv, să le prezinți, să le ceri părerea. Sunt fel și fel de chestii care le poți face. E, ca și vlogger, pe de altă parte, tot la fel de multe chestii, poate chiar mai multe, pentru că, practic, ca și vlogger nu te joci, nu ești limitat doar la calculator și interiorul lui, știi? Ești limitat, practic, mai puțin, pentru că ești afară, în casă sau oriunde ai putea fi și poți să faci tot fel de chestii. Poți să te apuci să faci daily vlog-uri. Dacă crezi că viața ta e interesantă și practic ai ce să le prezinti oamenilor și vrei să le arăți ce faci în fiecare zi și cât de interesantă ți pare ție viața ta, atunci apucă-te de vlog. Poți să faci daily vlog-uri. Dacă, nu știu, vrei să faci un vlog despre gătit,
poți te apuci să faci un vlog despre gătit, dacă știi că gătești cum trebuie și vrei să faci, poți să faci tutoriale de gătit, vloguri. Ce vlog poți mai faci? Poți să faci vlog în care vorbești despre anumite subiecte, cum fac eu acum acest videoclip, ca un fel de tutorial, despre cum să te apuci de YouTube în 2019, practic, știi? Poți să faci vloguri în care vorbești despre subiecte anume care ți se cer, cum face prietenul meu Sizorel, are o serie a lui La Cafea și lumea în comentarii cere să vorbească despre anumite subiecte. Aveți un link aici sus, vă recomand să vă uitați. Poți să faci car vlog, bike vlog sau moto vlog, practic te plimbi cu motorul, bicicleta sau mașina și vorbești despre anumite subiecte sau arăți faze din trafic sau alte chestii sau mai știu eu ce, practic poți să faci tot ce vrei tu. Mai sunt tipul ăla de vlogger care fac sketch-uri și curmetraje. Ce înseamnă asta? E un clip de 5 minute maxim în care ai niște prieteni. Da, și o ambulanță sau ce dracu' e asta. Nu, o mașină de aia mare de cu noi. De ce, da. Practic tipul ăla de vlogger care filmează un videoclip de 5-10 minute maxim, poate să fie și de 20 sau face sau să fie o serie întreagă cu videoclipuri, în care practic ca un fel de serial Netflix, numai că e mai micuț sau e mai făcut la caterincă sau chestii gen. Pentru că oamenii care joacă în sketch-ul respectiv nu sunt oameni profesionali, nu sunt actori sau alte chestii, sau cascadori dacă ai vreo chestie cu efecte speciale, cu scheme cu de-astea. Sunt oameni normali, practic și tot e făcut la caterincă în principal, nu neapărat la caterincă, doar că gen e făcut for fun, you know, știi, gen, adică îți place ce faci, dar nu o faci la un nivel atât de profesional cum vezi filme sau seriale sau alte chestii. Mai e un tip de canal de care poți să te apuci fără probleme. Sunt youtuberii aia de tech. Ce înseamnă tech în privința, în opinia mea? Sunt oamenii care au așa, au canale de prezentare, care fac tot felul de prezentări, review-uri, opinii, păreri la anumite telefoane, componente noi de căutare care apar, vorbesc despre ce se mai întâmplă în lumea tech, în lumea online tech, vorbesc despre social media, despre alte chestii, pot să facă tot felul de chestii. Sunt youtuberii care fac tech și fac tutoriale, gen cum să faci asta, cum să faci aia. Poți să fii de youtuber de tech în gătit, gen cum să gătești, gen știi, să faci tutoriale cum gătești, cum ați mai devreme. Să nu o faci la modul de vlog, adică să arăți că astăzi vom găti asta și gen să arăți practic gen mâncarea mea favorită sau căcatul, gen știi? Nu, să faci gen cum să gătești acest lucru. Nu prea am să dau nume și exemple în videoclipul ăsta pentru că nu văd rostul și practic bateria mea de la cameră văd că se duce, așa că revenim imediat, stai să o schimbăm. Bun, am revenit cu bateria nouă, așa, sper că am pus cazul la fel de... What the fuck, băi? Sper că am pus cazul la fel de bine sau la fel de exact, dacă nu, asta e. Bun, rămăsesem la youtuberii de tech. Mai sunt youtuberii aia de tech care fac tutoriale la cerere. Practic ei știu să facă un anumit număr de lucruri și pentru asta fac tutoriale ca să arate și altora cum să faci treaba respectivă pe care o știu ei. Iar după oamenii în comentarii o să ceară tutoriale și despre alte lucruri și el dacă nu știe să facă treaba aia, se documentează pe net despre cum să o facă și apoi vă arată vouă cum să o faceți într-un mod mai simplu. De exemplu, sunt oameni care apreciază să se uite doar la anumite youtuberi care fac tutoriale pentru că le place cum explică sau înțeleg mai bine de la ei decât de la alții, știi? Plus că sunt oameni care fac tutoriale de 20 de minute sau oameni care fac tutoriale de 2 minute. Practic depinde cât de complicată e treaba pe care o faci sau cât de bine și tu să o explici și cât de rapid sau cât de ușor să o faci. Pentru că cu cât explici un lucru mai ușor și mai puțin pași, cu atât o să ai mai mult succes în treaba asta, pentru că dacă ceva e foarte lung și plictisitor, lumea nu o să se uite doar atunci decât... Doar atunci, wow, română. Lumea nu o să se uite decât dacă sunt 100% interesați de ceea ce faci acolo și chiar au nevoie să urmeze tutorialul tău ca să afle cum să facă treaba respectivă. Pentru că altfel, dacă vor găsi la cineva treaba aia mai rapid și nici nu sunt foarte interesat să facă gen neapărat acum pe moment, te asigur eu că nu o să intre pe videoclipul tău absolut nimeni, decât câțiva. Practic, după ce ți-ai ales ce vrei să te faci pe YouTube, ca să zic așa, ce meserie vrei să ai tu pe această platformă, să o vorbim românește, și te apuci să creezi content. Dacă vrei să te apuci de gaming, indiferent de ceea ce faci tu, live-uri, tu filmezi jocuri, arăți jocuri sau alte chestii, trebuie să știi, în primul rând, câteva lucruri. Nu ai nevoie de un calculator extraordinar de performant ca să poți să filmezi, pentru că la început nu-ți trebuie o calitate extraordinar de mare. Să filmezi tu videoclipuri 4K, ce ai de FPS-uri, nu știu ce, toate detaliile în joc pe ultra, să joci nu știu ce, nu știu cum. Nu. Trebuie să o iei ușor de jos. Pentru că toată lumea pornit de jos și a urcat, nu știu ce a crescut, pentru că nu are rost să dai banii pe un calculator scump
dacă tu o să-l folosești doar ca să faci lucruri pe YouTube și rest altceva, nu. Treaba asta cu YouTube-ul e la noroc. Dacă tu ai noroc să prinzi la public și să ai carisma respectivă, poți să crești pe YouTube foarte ușor. Dacă n-ai noroc să prinzi la public și ai decât câțiva prieteni care sunt cea care te cunosc, practic e mai greu să crești, să urci pe YouTube în număr de abonați, în vizionare și așa mai departe. Și practic asta duce la o marjă eronată, ca să mă explic mai simplu, ai dat bani degeaba pe un PC scump ca să faci calitate înaltă, dar nimeni nu se uită la tine, știi? Așa că recomandarea mea e în felul tău. Dacă ai un PC cât de cât potent, pe care te poți juca, să și filmezi în același timp, chiar dacă nu ai o calitate extraordinară. Nu contează că faci videoclip în 720p. Mai bine fără în 720p, dar fără 60 de fps, decât să le faci în 1080p, dar 30. Te asigur eu că lumea se va uita mai mult. Dacă le poți face în 1080p 60 de fps, asta e tot ce ai nevoie în ziua de astăzi, nu trebuie ceva mai mult. Poate pe viitor se vor ridica standardele, dar standardele de astăzi sunt 1080p 60 de fps. Dacă ai asta, ești cu to go fără niciun fel de problemă, pentru că nimeni nu se uită 4K la videoclipuri tale, chiar dacă sunt 4K, te asigur eu. Să ai o calitate audio cât de cât decentă. Eu folosesc un Rode. Eu folosesc un Rode NT-USB ca și calitate audio pentru când filmez de pe calculator. E un microfon destul de genial, sună excelent. Practic, trebuie să ai o calitate audio cât de cât decentă, un microfon care să nu bâzie și să te auzi cât de cât destul de clar, adică să nu te auzi cu... Exact cum am spus mai devreme, audio de căcat înseamnă că toată lumea nu se uită la videoclipul tău. Video de căcat, dar audio bun înseamnă că lumea se poate uita la videoclipul tău pentru că nu e deranjant atât de rău. Next. Dacă vrei să te faci gamer, trebuie să te alegi ce să te joci. După ce ai stabilit calitatea audio și video, trebuie să te alegi ce să te joci. Să spunem că poți începe, nu știu, dacă jocul tău favorit, să spunem că ești Counter-Strike. Vrei să te joci Counter-Strike și ești un jucător bun de Counter-Strike? Sau vrei să joci Counter-Strike pentru fan? Sunt două tipuri aici. Dacă ești bun și joci serios în fiecare videoclip și așa mai departe și arăți lumii că tu ești bun și așa mai departe, o să prinzi pentru că lumea se uită la tine ca să învață să joace, pentru că le place ție sau pentru că le place cum joci, pentru că joci bine. Dacă joci prost și nu ești nici amuzant, lumea nu prea o să uită la tine pentru că nu vede un rost. Ei se uită din două motive, ori să râdă, pentru că ai un videoclip la catering și ai un videoclip cu momente amuzante și chestii, ori să înveți să joace. Deci, practic, dacă nu ești bun la Counter și nu ești nici amuzant, nu prea prinde. Dacă te joci mai, acolo ce poți să faci? Poți iară să fii bun și lumea să uite la tine, sau poți să faci o chestie, să faci lucruri pe care să interacționezi cu abonații ca să faci cumva lumea să uite la tine. Dacă te joci pe o hartă a ta, să iei păreri de la abonații în comentarii, ce să mai construiești, cum să faci acolo, cum ți-ar părea mai ok. În faza asta cu gaming-ul și în orice categorie, foarte mult, ca să poți să crești, interacționarea cu publicul contează extrem de mult. Pentru că dacă tu interacționezi cu publicul și faci foarte mult ceea ce vor ei să faci, tu, dacă ai început nou un lucru, nu e bine să rămâi pe același lucru. Trebuie să te schimbi, pentru că dacă rămâi de la început până la finalul care e tare bine, finalul nu cred că există într-un final în o carieră, dacă tot ajungi să crești pe YouTube din ce în ce mai mult, e cu atât mai bine. Singurul lucru care poate să-ți închei cariera să-ți închide canalul, dar practic poți să-ți faci altul, deci practic poți să o iei de la capăt, nu văd un rău în asta. Și în vlogging, și în gaming, și în text, și în orice, interacționarea cu publicul e foarte importantă, pentru că cu cât interacționezi mai mult cu publicul, cu atât mai mult cât faci ceea ce vor ei, o să înceapă să se uite mai mult, nu știu, să ceară să faci mai multe lucruri, și mai multe, și mai multe, și tu dacă le faci, și continui să le faci, eu să se tot uite. Nu spun că, acum să nu ne întregem, deci să vorbim direct, nu trebuie să fii sclavul abonaților tăi și să faci doar ce vor ei, asta încercam să ajung. Tu trebuie să faci cumva să-ți menții ideile tale și să faci ceea ce îți place ție. Doar că să combini utilul cu plăcutul, adică dacă ție îți place să te joci un anumit joc și lumea își cere să faci provocări nebune, tu poți să faci provocări nebune în jocul respectiv, deci ai îmbinat utilul cu plăcutul, știi? La vlog, din nou, la fel, trebuie să îmbini utilul cu plăcutul, indiferent. Să faci într-un fel ce vor abonați, sau să faci ceva care îți place și ție, gen să fii și tu de acord cu treaba aia. Și cât îmbini astea două lucruri și faci un video despre asta, tot trebuie să fie good to go. Al treilea lucru. Aranjamentul canalului tău. O să apară pe ecran acum canalul meu ca să vă arăt exact ce vreau să zic. Avem primul rând aici mare. Bannerul. Bannerul este important într-un mod altul, dar nu pot să spun că a rămas atât de important pe cât era în trecut. Adică îți dă un design frumos al canalului, dar nimeni nu o să mai intre pe canalul tău, cel puțin nu am mai văzut persoane care să intre pe canalul altora să se uite cât de bine e aranjat. În prezent, aranjamentul canalului constă în
alte lucruri. O să vă spun câteva keywords. Vezi că ai puțină engleză pe la colțul gurii. Stai cu minte, frate, mi-e vorbim în română, nu mă lua pe mine cu asta. Care, pe care să vă bazați voi canalul. Ușor de găsit videoclipuri. După titlu, care să le numiți, să le numiți practic dacă vă jucați, să zic așa. Aveți o serie cu Minecraft în care vă jucați mapa pasă și aveți o serie cu Minecraft în care vă jucați pe un server survival game, să dau un exemplu. Nu știu dacă se mai joacă cineva, nu prea mai înțează, jucați ce vreți voi, eu dau aici exemple ca să vă dau, să vă pot explica. Aveți o serie de Minecraft în care vă jucați pe mapa pasă și aceea Let's Play sau cum vreți numiți voi. Minecraft, cum a apucat canalul ăsta, Minecraft pe iarbă. Am avut o serie cu Minecraft pe iarbă, care mă jucam pe mapa mea cu mai mulți prieteni. Și am avut un playlist care se numea Minecraft pe iarbă. Am făcut un playlist cu Minecraft pe iarbă și am numit videoclipul de fiecare parte, la final Minecraft pe iarbă. Am numit, astăzi am mers la minat, Minecraft pe iarbă, episodul 1. Astăzi am găsit diamante, Minecraft pe iarbă, episodul 2 și așa mai departe. Astăzi am omorât am omorât 2 cu un singur hit, Minecraft Survival Game, episodul 365. Na, ai prins uite. Ce e important, să ai o poză de profil după care să se poată recunoaște lumea și pun banner cât de cât descriptiv, să zic așa, adică să scrie frumos în numele tău, ce poate să fie ceva, să arate ok cu poze cu tine, ceva puțin design, să scrie în dreapta sau în stânga Instagram-ul sau din social media, Facebook, Instagram-ul, Snapchat-ul și alte caturi care vrei să le pui tu acolo, să adaugi link-uri la canal în dreapta sus, lângă butonul de abonare, pe care să poată lumea da click ca să ajungă pe pagini tale de Facebook, de Instagram, de și mai departe. O să vă și arăt pe ecran cum să faceți acest lucru. Trebuie să aveți un intro pentru canal, ca să spun așa, intro la modul că un trailer pentru canal care să apară pentru toată lumea când intre pe canalul noastră, ca să vadă ceva important, gen, la modul că vreți să arătați cam basic cu care faceți voi pe canal, să-și facă persoana respectivă o idee, vreți să spuneți, neața, eu sunt Vortex și aici ai ajuns pe canalul meu. Practic ce fac eu este să postez videoclipuri de toate pentru toți, așa că la mine pe canal poți să găsi cele mai nebune videoclipuri care nu stai și niciodată. Te invit să dai click pe secțiunea de videoclipuri de mai sus și îți urez distanție plăcută. Poate să fie ceva genul sau poate să fie un videoclip al tău care e deja postat, care vrei să faci vizualizări la el, să-i știa sau metodă, și care să arate un base al tău. Practic dacă pui un videoclip nou care e mai special, gen ai făcut un montaj sau ai făcut o chestie, când tu te joci, să spune că tu te joci fiecare zi că tu mergi de competitiv cu SEGO, practic o dată la o lună ai făcut un montaj. Și practic ca să evidențiezi montajul de luna asta, îl pui acolo în trailer, la bio, știi? Și lumea când îngea va vedea, a pus montaj, hai să ne uităm, știi, gen la modul ăsta. Să ai playlisturile aranjate pe pagina principală a canalului. Practic, dacă nu știați, sub acest trailer care apare pe canal, o să vă apară, dacă nu faceți nicio modificare și nu puneți nimic, o să vă apară încărcări recente, sau încărcări populare, sau cum vrea YouTube-ul să apară, sau nimic, sau gen o să apară chestii random și nu e ok. Nu mai trebuie să poată să găsească lucruri foarte simplu și foarte ușor la vopțină. Puteți să aveți playlist-uri cu lucruri care sunt cele mai vizionate și cele mai nevizionate la modul ăsta. Poți să ai așa. Dacă tu faci tutoriale pe canal și te joci și jocuri, pentru că poți să combini lucruri, nu neapărat să faci doar un lucru și să ai un alt canal separat doar pentru lucrul respectiv, dacă știi să ți-l aranjezi într-un mod simplu și ușor de găsit videoclipurile, poți să combini canalul să faci de multe chestii de YouTube, pentru că e al tău, ești free to do whatever you want, știi, gen, poți să faci ce vrei tu. Așa, practic, poți să ai, să spunem, dacă multă lume caută și în vogă la tine pe canal în luna asta, să spunem, ai o serie de Minecraft în care e în vogă, toată lumea vrea să uite ce faci, și mai și alte serii mai puțin vizionate, dar lumea totuși, câteva persoane sunt totuși interesate de seria și vor să se uite. Poți să pui Minecraft, seria cu Minecraft prima acolo în playlist, să apară așa videoclipul de la 1 până la cât ai avut tu și încă postezi. Sub ea poți să pui seria de League of Legends dacă te joci de lucru. Sub ea poți să pui seria de CSGO dacă te joci și mai departe. Mai merg pe canalul la mine. Fiecare serie în parte e pusă acolo. Vloguri, tutoriale și mai departe. Toate sunt puse acolo. Sunt puse una sub alta frumos și dacă doar te dea scroll și caută. E foarte simplu. După ce atingeți suma de 50.000 de abonați și reușiți să activați funcția discussion, practic funcția în care să puteți să puneți posturi pe canalul nostru YouTube, puteți să puneți întrebări și pool-ul care lumea să voteze despre ceea ce vreți voi să faceți ca să știți cum să vă faceți o părere și așa mai departe.
Ca să vă faceți o idee despre ce ar trebui să postați next, ce nu cine mai vrea lumea, dacă vreți aia sau aia, cum mi se pare mai ok. Practic, exact cum am spus mai devreme, comunicarea cu fanbase-ul. Dacă tu comunici cu fanbase-ul, asta e un lucru foarte, foarte, foarte important pentru din opinia mea. Next, dacă faci vlog, camera. Trebuie să folosești o cameră, poți să folosești și telefonul. Multe telefoane de ziua azi eu folosesc. Am un Note 9 Plus și dacă ar fi să mă filmez acum cu el, trebuie să vă și arăt. O să facem două videoclipuri, și cu camera frontală și cu camera de pe spate. Salut, eu sunt Vorte și o să facem un nou vlog în care mergem să cumpărăm niște baterii de la magazin. Hai să începem. Ceva de gen. Și acum întoarcem și filmăm cu camera de pe față. Salut, eu sunt Vortex și o să facem un nou vlog în care mergem să cumpărăm niște baterii de la magazin. Să dăm drum. Ca să vă explic, o să apară pe ecran și videoclipul cu camera de pe față și videoclipul cu camera de pe spate, cu tot cu audio de la el, fără microfon extern sau alte chestii. Ok. Nu vă trebuie o cameră foarte calitativă, puteți face și videoclipuri și cu telefonul. Recomandarea mea, și vă spun din proprie experiență, dacă vreți să vă editați videoclipurile cu telefonul, nu o faceți. E mult mai simplu pentru unii și înțeleg treaba asta, sau poate că alții chiar nu au posibilitatea să achiziționeze, posibilitatea să folosească un calculator sau un laptop ca să-și editeze videoclipurile, și atunci ești obligat practic să folosești telefonul ca să ți le editezi. Și vreau să vă spun, nu urcați videoclipurile brut pe YouTube niciodată. Aveți, dacă aveți pauze sau chestii cu, când vorbiți despre un subiect sau despre chestii sau, indiferent și că te joci și că faci vlog, trebuie să ai videoclipul editat, trebuie să fie cum trebuie, trebuie să te asiguri că e ok unde să-l pui. Adică nu, dacă vorbiți despre un subiect, trebuie să ai pauze, nu, aici faci frumos un cut între scene și practic continui conversația ca lumea să nu se prinsească și așa practic scurtezi timpul de durată a videoclipului. Lumea poate afla mai multe informații sau poate primi mai mult content în mai puțin timp, ceea ce e mult mai ok, adică e mult mai bine. Dacă faci tech, acolo deja e o altă treabă. Deja calitate și chestii te descurci pentru că te percepi. Dacă îți place tech-ul și chestii, probabil deja deții o cameră cât de cât ok ca să poți să faci, să filmezi cu ea, probabil deții un le trepied și un selfie stick e bun. Dacă ai la telefon un selfie stick și îți pui telefonul pe un selfie stick ca să ai o poziție decentă în fața camerei, cum am eu acum pe scaun, să fii frumos cu un fundal în spate, totul e perfect. Nu trebuie să ai un fundal foarte încărcat sau chestii, trebuie să ai un fundal minimalist, doar să fii acolo, să nu ai un perete alb în spate, pentru că de prea te sori după. Și nu știu ce trebuie să mai spun, practic, lasă-ți imaginația să curgă. Dacă știi că ai o idee în cap care poate deveni virală, de ce să nu te apuci astăzi de vlog sau să faci sau să te joci? De ce să nu o pui în aplicare? Eu am fost Vortex, îți urez baftă cu ceea ce vrei să faci tu în continuare pe această platformă, îți urez succes în a crește cât mai mare și a urma visele și sper că acest tutorial ți-a fost de foarte mare ajutor. Eu m-am dus, îți urez o zi bună. Pa!